vinete, ciuperci și ardei la borcan pentru iarnă. Aveți aici rețeta cu ingredientele enumerate, cantitățile, cât și pașii de parcurs. Dacă respectați, vă promitem că veți avea un aperitiv extrem de delicios, gata de a fi savurat, chiar la mesele festive de sărbători sau chiar de revelion. Tăiem feliile de vinete. Sărăm vinetele cu sare grunjoasă de murături. Curățăm ardei roșii de semințe și avem 650 de grame de ardei după ce i-am curățat de semințe și cotoare. Nu uitați să vă subscrieți, să ne dați like și să distribuiți la prieteni și familie. Tăiem ardei bucăți mai mari. Punem uleiul la încălzit, în acesta vom prăji vinetele, feliile de vinete. Adăugăm alte felii de vinete pe măsură ce se prăjesc. Cele prăjite le scoatem deoparte, separat. Acum vom face murata. Punem la încălzit 500 de ml de apă, 250 de ml de oțet, 250 de grame de zahăr brun sau alb și o lingură de sare grunjoasă pentru murături. Lăsăm să se dizolve și lăsăm la fiert murata. În aceasta vom mura ardei roșii, când este deja fierbinte. Nu îi ținem foarte mult, îi ținem doar până își schimbă culoarea. Când și-au schimbat culoarea, îi punem deoparte și adăugăm acum ciupercile pleurotus. Le rupem bucăți mai mărișoare. Ciupercile se fac repede, sunt gata atunci când sunt mai moi. Când s-au muiat, le punem deoparte separat, într-un alt recipient. Adăugăm restul de ciuperci. Tocăm mărunt usturoiul. Începem asamblarea borcanelor. Punem câte un strat de vinete, după care adăugăm ceva usturoi.
alt strat de ciuperci pleurotus. Din nou împrăștiem ceva usturoi. Și adăugăm un strat de ardei roșu. Și din nou împrăștiem câteva bucăți de usturoi. Punem un alt strat de vinete. Alt strat de ciuperci, altul de ardei roșu, iar usturoiul punem după fiecare strat. Adăugăm murata peste straturile de vegetale până umplem borcanele. Cu grijă ajutăm aerul să iasă din borcane și completăm cu murată. Punem capacele . Întoarcem borcanele pe toate laturile pentru ca aerul să ajungă deasupra și vom completa din nou cu murată unde este nevoie. Activează și clopoțelul ca să te anunțe când mai vin cu o rețetă deosebită sau inedită. Pentru asta trebuie să te și abonezi, dacă nu ești deja abonat. Vă mulțumim pentru atenție și pentru că ne-ați urmărit până la capăt.